suntem gata să urmăm până la Marte. Dar ni se risipesc moșiile. Țăranii fug de pe pământuri. Când nu mă întoarc, nu o să mai găsim nimic. De unde bani pentru o știre măriată? Ne-ai făgăduit ca ai să-i scălești legea legării de pământ. La asta vă gândiți voi acum? Măriata! Și în Ardeal, unde mergem acum, țăranii sunt legați de pământ. Glebe ascripti. Văd că n-ai uitat la tinește, Bredo. Atunci știi cum îi zice pe românește la insubordonatio, nesupunere. Iar cecitas înseamnă orbire. Dă-mi, Radule, legământul. Știu că-l porți la tine ca pe sfintele moaște. M-ați prins la greu, credincioșinii. Dar nu-ți moșiile noastre îmi pasă mie. Să nu se risipească țara, dacă nu vor mai fi toți alături de noi. Să nu vă mai văd în fața ochilor mei. Înțelegerea misterioaselor intenții divine scapă minților noastre. Așa e și nu altfel. Vărul nostru Sigismund, căruia coroana și sceptrul erau prea grele, a găsit pacea și liniștea în sânul Sfintei Biserici. Iar eu mi-am luat spada pentru apărarea crucii. Ad maiorem Dei gloriam. Excelența voastră și Sfinte Părinte, eu n-am prea înțeles. Ce n-ai înțeles? Greu de cap. Te ascult, dragă Tompa. După cum vorbiră, îți pare am pornit contra turcilor. Ori după câte știu eu, v-ați închinat lor. Tompa, sunteți un eminent războinic. Ar fi îngăduit să spun că nu străluciți prin calitățile spiritului. Nici n-am trebuință. Mai taci din gură! Are zis să taci din gură! Pax inter nobis, domnilor. Dumnezeu ne-a arătat limpede la Keresteș că n-a sosit ceasul victoriei creștine. Dar vă întreb, cine este acest Mihai? Mălai vodă! Îndrăznește să ne atace
un demon nebunit de setea de putere. Drumul său în Transilvania însemnat de ruinele castelelor noastre arse de obagi, dezlănțuie forțele oarbe ale plebei animalice și mă mir, Tompa, că îndrăzniți să ridicați vocea, că știți foarte bine că secuimea s-a răsculat și a intrat în armata acestui țărănoi primitiv. Așa e, ce caută aici, du-te la el! În clipa de față, între turcul care ne lasă în pace și creștinul obraznic, nobilimea adevărată nu are de ales. Domnilor, suntem ostași. Acum să ne veselim. Viva! Viva! Sosit. Domnilor, e un semn al providenței. Mămăligă Vodă va da lupta pe terenul pe care l-am hotărât noi. La Schellimber, aventurierul a căzut în cursă. Dobitoților! Eu știu pe Mihai! O să lupte cum vrea el și o să ne facă praf și pulbere! Dumnezeu ne va pedepsi. Bietul Tom. Amară răsplată pentru cei 40 de ani trăiți cu arma în mână. Domnilor, aprob gestul vostru. Ați pedepsit un trădător și un rebel. Prelat însă, mă rog pentru iertarea păcatelor lui. Absolvo-te pacatis tuis in extremis, amen. Harta, domnilor! Linia întâia rămâne așa cum am potărât, cu Baba Novac pe aripa stângă și Agaleca pe aripa dreaptă. Secuii rămân lângă mine. Nu se urnește nimeni fără poruncă. Mergeți la cetele voastre. Cei? Doamne, te caută un popă papistaș. Cred că e trimis de ei. Sigismund! Frate, întru Hristos, nu mă așteptam să mă primești altfel. Știam că o să râși, o să mă umilești. Intră în cort. Dacă te recunosc, secuii te taie. Secuii sunt la tine? 8.000. Dacă lucrurile n-ai vrut să-i trimiți, acum au venit singuri. Nu văd tunurile. Hai să le auzi. Cine te-a trimis? Dumnezeu. Binecuvântat fie numele Său. E curios cum mi-am așezat onorile? Va de retro. Mihai, în ochii tăi lucește o poftă nevolească. Dacă lucește ceva în ochii mei, e părerea de rău că nu ești dincolo. Să-ți plătesc. M-ai umilit cum l-a făcut-o nimeni. Și noaptea în somn mă doare umilința asta. Am greșit.
Iar tu, ca să te răzbun, vei avea îndrăzneala să vergi sângele creștin? Ascultă, popă. Lovește-mă. Primesc într-o iertare a păcatelor. Mihai, ai deslănțuit puterea întunecată a gloatelor. Tu, un prinț, calci scălitura pe care am pus-o pe tratatul dintre țările noastre. Îndrăznesc să-mi aduci aminte? Nu știu de țările noastre. Știu de una. A strămoșilor mei. Mihai, ucide-mă dacă vrei, dar ascultă-mă. Tratatul dintre noi e cunoscut și aprobat de toată Europa. Europa? Nu-mi pasă de Europa. Ce-a făcut Europa când eu eram la greu? De țara mea îmi pasă. Ai înțeles? Am înțeles. Și te plâng. Dumnezeu cu tine. Ești tot atât de cinstit ca popă cât erai ca principe. Iorica! Poruncește, Mariata. Îl iei pe dumnealui și îl pui undeva de unde să vadă. Stai lângă el. Dacă faci un pas, îl tai. Cum să stau deoparte? Crâcnești la porunca mea. Pe ceapa groasă a rebelului Valah. Domnii mei, onoarea de a începe lupta o are aripa dreaptă. Țărănoi atacă. N-ai voie să vorbești, nu mai privește.
husar, să intre în luptă dacă centul nostru va ceda. Valahul va fi strivit. Husar, eu nu merg. Împotriva cui ne batem noi? Împotriva omului care ține pe turci la Dunăre? Alături de cine? Un cardinal care l-a închinat turcilor. Nu, husar, nu merg. Știi ce răzbunători sunt batoriștii? O să-ți pierzi capul. Am ceva mai de preț decât capul, prietene. Îți dau dreptate, dar nu pot să te urmez. Tu ești liber. Eu sunt soldat și trebuie să-mi fac datoria. Cu inima grea ca piatră. Cu bine, Șoane. Cu bine, Ionci. Ai grijă de tine. Husar! Înainte! Excelență! Sfârșitul luptei. Dacă îmi permiteți, voi căuta un loc de șarjă pentru cavaleria nobiliară. Nu mi-ar ierta-o niciodată dacă mi-aș lăsa să-i taie pe valahi. Du-te, Corniș. Să mergem. Ai noștri sunt în primejdie. Radu, să stea locului. Am înțeles. Cred că am căzut în cursă. Prințe, mă consider prizonierul domniei voastre. Domnule conte, va trebui să mă aștepți. Aștepți, fiule? Nu așa am vrut să câștig bătălia. Dați jos fiarele astea. În cămașă am să intru în luptă. Înainte!
Tristan,